Salut, Zilinca, și astăzi mă aflu aici alături de iubitul meu, Madalin. Mă pup. Alături de care vom face un story time despre relația noastră, pentru că astăzi s-a împlinit un an de când suntem noi împreună și primesc, și cred că și tu primești, dar eu știu sigur că primesc constant, întrebări despre cum ne-am cunoscut, cum de ne-am mutat așa repede împreună, totul. Și n-am răspuns până acum, doar e, așa, am făcut vloguri, o tonă. Da, dar n-am vorbit despre asta. Și gen, nu știu, mi s-a părut drăguț, măcar pentru noi. Adică eu vlogul ăsta mai mult îl fac pentru noi doi decât pentru voi, pentru că, nu știu, în moment, eu mă bucur foarte, foarte tare. Și de-aia vreau să vorbim despre asta. Stăm aici așa lejer și o să vorbim. Deci, cum a început totul? În 2020. Da, am filmat în 2020. Ba numai în 2021. În 2021 am filmat. Da, acum suntem în 2023. Ce prost. În 2021 s-a filmat filmul Tabăra și auzeam, adică eu am auzit că o să fie așa, Dilinca, și zis, Dilinca, aia, fata aia drăguță, nu? Da, și n-am văzut-o la repetiții, nu te-am văzut la repetiții deloc. Nu, eu am fost la repetiții, deci ca să înțelegeți, filmările au fost în august și repetițiile au fost undeva prin iunie-iulie. Și eu, când m-am dus la repetiții, eu, efectiv, dacă ați văzut filmul, eu am avut, cred că, 2 sau 3 replici, da? Și de-aia, când m-am dus la repetiții, de fapt, am fost mai mult să-mi probez hainele pe care urma să le port în film. Și după regizorul Vali mi-a zis, dacă vrei, nu pot, nu trebuie să vii la repetiții, că oricum mai puțin, adică e ok, poți să nu vii. Și nu a venit. Și n-am venit, îmi pare rău că n-am venit, sincer, dar... Și mai era acolo o fată, Ilinca, care făcea poze și după aia m-am rămas dezamăgită, am zis, a, păi nu-i Ilinca aia, a, drăguță. Tu crezi că... Eu nu știu cine e fata aia. Era o tipă care ne făcea nouă poze pe set. Ah, ok. Când am făcut cunoștință cu ea, a zis, Ilinca, a zis, ah, ok. Și, mă rog, am început filmările, eu am avut prima zi de filmare în 14 august, deci fix de ziua mea, când am făcut 17 ani. Și era prima mea zi pe set, nu știam mai pe nimeni, adică știam de pe net, da, dar nu cunoscusem. Nu eram făcut în cunoștință și cu toată lumea. Și erai timorată și... Nu timorată, timidă. Erai foarte timidă atunci, dar erai timidă tare, nu vorbeai cu nimeni. Și am mers eu să-i spun la mulți ani și să o pup, că am văzut că e ziua ei de pe story. Da, eu nu-l urmăream atunci. Când am pupat-o așa, parcă nu știu, se trăgea, era așa rușinoasă, nu știu. Mi-era și rușine și atunci, în momentul ăla, eram cu altcineva și, nu știu, mă panicasem așa că stai, băiatul ăsta așa frumos, vine și mă pupă, nici nu l-am făcut cunoștință. N-ai zis asta, erai și blondă. Da, dai de capul meu. Bine că m-ai cunoscut blondă, să mă precizi mai mult așa. Și după aia mi-am dat seama că îi place de mine după ce a pus un story cu mine. Nu-mi plăcea de tine atunci. Ba da. Nu, cred că a început să-mi placă de tine abia în octombrie. Nu știu, și atunci. Păi, de ce îi pune poze cu mine cum dorm? Pentru că erai mood și efectiv story-ul ăla, uite, o să-l pun undeva pe ecran, da? Că asta. Era mood. Cum dormeai acolo, efectiv, pe masă, cu capul pe masă. Și nu, mă rog, ideea e că a fost ziua mea pe 14, el a fost primul și singurul care știa că e ziua mea și el mi-a zis la mulți ani primul. Două zile mai târziu, e ziua lui, ce să vezi? Ceea ce mi s-a părut foarte tare, că eu sunt leu și el e leu. Și am lansat o piesă și după aia mi-ai pus story, cred că fără să îți cer. Păi nu, ai cerut tuturor, aveam grupul cu filmul și ai trimis acolo la piesa și link-ul și i-am pus. Hai, păi i-a pus de la așa. Că pune toată lumea și era ziua ta, mă. Oricum, și fix în ziua aia am avut noi scena în care am... aveam o scenă împreună, da? Și am râs că ai făcut o glumă foarte proastă. Da, o glumă proastă de la oboseală. Dar la care eu am râs și cred că am fost singura care a râs. Și din cauza râsului și eu fix atunci trebuia să spun și eu singurele mele replici. În timp ce îmi spuneam replica sau înainte să îmi spun replica, m-a pufnit râsul că m-am uitat la tine. Fun fact. Noi pe 5 ianuarie, da? Deci noi pe 5 ianuarie ne-am cuplat de ziua lui Gami. Deci la mulți ani și lui Gami. Da, la mulți ani Gami. Mergem din nou la ziua lui. Uhu! Mă rog, și fast forward, nu am ținut legătura, doar așa mai random. Un răspuns la story și atât? Eu nu știu exact, că de-aia eu cumva am uitat, gen, eu nu... Amândoi practic eram în relații, da? Dar pentru că amândoi nu voiam să... fim disrespectful partenerilor de atunci, nu am făcut nimic. N-am vorbit numai așa super amical și puțin, gen la cât un răspuns la story maxim, dar nu știu de ce am eu salvat în telefon un TikTok de-al tău care mi s-a părut mie super funny din octombrie din 2021. Era cu palmele și cu Dan? Da, nu cu Dan, era cu Shelly.
Ah, cu Shelly era. Da, adică mi s-a părut mai fun reacția lui Shelly decât a lui Dan. Da, așa, gen, de ce stăcuiam atunci? Da. Pe TikTok. Da, whatever. Și în decembrie 2021 a fost premiera filmului Tabăra. Înainte de premieră am vorbit așa, gen, ce se părta premieră, ce o să ce. Vrei să spui tu ceva legat de asta? M-ai întrebat dacă să spui ruj roșu și am zis nu că... Nu te-am întrebat, ți-am zis că o să... A, că o să-ți pui ruj roșu și am zis că, păi, nu cred că o să stea bine și la un moment dat mi-a trimis ceva TikTok cu ea cu ruj roșu și era... Vine. Tot atunci, la insistențele prietenii mele, Giulia, că... Dar mi-a și trimis TikTok de la sexos, de la așa, cu fața, în care cântai nu știu ce piesă. Pur și simplu cânta o piesă, oamenilor. Ok, un, pot spune că a fost un thirst trap, dar ăla, efectiv, păsărasem pentru mine și... Și mi-a trimis mie. Pentru că eram îmbrăcată și machiată fix cum aveam de gând să mă machiez și să mă îmbrac la premieră, pentru că repetam atunci cum o să arăt și gen încercam să găsesc cum vreau să mă machiez. Mm-hmm. Mă rog, și tot atunci, înainte, că premiera a fost pe 23 decembrie, da? Pe 18 decembrie e ziua prietenii mele, Giulia, și a fost ziua ei și am dormit la ea și la insistențele ei te-am băgat la close. Mm-hmm. Și am mai vorbit noi așa câteva chestii, știu că ne certam că... De fapt nu ne certam, mi-ai dat... Eu mă certam cu ea dacă e mai bun sucul de mere sau de portocale și tu mi-ai dat mie dreptate. Că eu am zis, eu zic că ăla de mere e mai bun. Și la premieră ne-am văzut, dacă să înțelegeți, el a venit la braț cu fosta lui. Da. De atunci. Și o secundă eu nu m-am gândit că tu erai împreună cu fata aia, săraca de ea. Că efectiv tu stăteai cu... Gen, ea era lângă tine, tu vorbeai cu oameni, că n-aia nu se știa cu nimeni, probabil. Și gen, eu veneam acolo lângă tine, el avea un costum cu pietre. Da, uitați aici, insert poză cu noi doi la premieră, pentru că am făcut și niște poze acolo, normal. Da. Și îți făceam așa. Da, mă mângâia cu gagica lângă mine. Și pentru o secundă nu m-am gândit că sunteți împreună. Cine mai era? Cine mai era cu mine? Tu erai doar cu ea. Și la premieră am făcut noi pozele astea, care au fost gen, ce tari sunt pozele. Tare. Ce bine arătăm. În primul an, da. Da. Și după n-am mai vorbit. Iar. Nu știm, gen, fix... Mi-am făcut gagicul sau scandal, că ne-am pus la story poza aia. Da, mă rog, după... Simțea pericolul. După, cum îi zice... deci asta pe 23 sau pe 24 decembrie n-am mai vorbit deloc după la cum a început 2022. Pe 1 sau pe 2 am ieșit eu cu un prieten cu care vorbeam, că el a fost în figurația Wednesday, da? Care, pe care și el o filmase tot în 2021 și cumva vorbeam amândoi despre experiența asta pe set și după cum am ajuns să vorbesc despre tine. Și m-a făcut să realizez că, bă, mie îmi place de tine. Așa că am ajuns la, și așa că ți-am răspuns la story, după ce m-am vorbit de o săptămână și... Ce mi-ai răspuns la story? Pusese ceva story cu manele. Cu manele. Și dacă noi să mai viori... Nu știam manele, atunci pur și simplu am răspuns, am dat un de la react, știi, cu râs sau ceva de genul. Și după mi-a zis, a început, gen, noi nu știu ce conversație am început și tu ai mutat-o pe WhatsApp. Da, și după te-am sunat. Înainte să mă suni, aia mi-a zis că o să mă suni seara și era gen, ok, și mi-a zis că eram foarte fericită și gen am ajuns acasă și am sunat-o pe mami și am zis, oh my god, mami, uite, uite, și ea mi-a zis, tata, dar realizez că nu e ok, că încă ești cu băiatul ăla, gen, desparte-te de el și m-am despărțit de el. Bine, pentru că nu... Pentru că oricum nu mai era ok la voi. Da, adică eu, mama mi-a insistat de mult să mă despart de băiatul ăla pentru că au fost super multe probleme. Adică nu v-am zis că nu o să vorbesc despre ce s-a întâmplat. Da, au fost probleme și gata, ca și cum exact, au fost și la mine. Da, exact, au fost probleme dinainte, doar că cumva faptul că ne-am cunoscut și am avut atracția asta, ok, din prima, ne-a făcut să realizăm că nu e ok să rămânem în relațiile alea, știi? Și de-aia le-am încheiat. Și de-aia am încheiat în seara aia. Totuși am fost foarte devastată pentru că eu între timp aflasem că tu ești cu fata aia și eu nu știam care era statusul relației voastre și eram panicată că m-am despărțit de ăsta cu care sunt, că vreau să fiu cu ăsta. Și da, eu nu știu dacă ăsta se despartă de aia pentru mine. Și era foarte teamă că o să rămân singură și mi-e teamă să rămân singură. Și de-aia plângeam, dar vorbeam cu tine și mă consolai și bla, bla, bla. Asta pe 2 sau 3 ianuarie. Și după, am tot vorbit zilele alea, pe 5, hai la ziua lui Gami. Eu m-am panicat, eu nu cunoșteam
Adică îi cunoscusem la film, da, pe set, la Tabăra, doar că nu eram prieteni, doar cu Ioana ce mă prietenisem, pentru că în toate scenele în care apăream eu, apărea și Ioana și noi eram prietene în film și am devenit prietene și în viața reală. Și mi-era așa, bă, cum să mă chim tu la ziua lui, știi? Și de-aia nu venea să vin și până la urmă m-a chemat Ioana și atunci m-am dus. Da. Dar de ce m-a chemat Ioana? Pentru mine, că i-am zis eu. Exact. Și mă rog, în seara aia s-au tuplat mai multe chestii. Da. Adică a fost funny că când am ajuns atunci era ceva... S-a aflat că Sebi are COVID, așa l-am cunoscut eu pe Sebi. Adică nici l-am cunoscut că săracul a aflat că are COVID, că a făcut un test la rapid și direct l-au trimis acasă. După toată lumea, nu, Ioana și Zbâr desinfectau frenetic toată casa. După ne-am jucat un joc de adevăr și provocare cu toții. Nu, era provocare și provocare. Ah, provocare și provocare, așa. La care tu erai supărat că nu te provoca nimeni să mă pup. Nu neapărat. Dar așa mi-ai zis. Nu neapărat, așteptam să mi se dea provocarea aceasta. Și nu ți s-a dat? Nu mi s-a dat. Și m-ai pupat tu? Da. Normal. Ce vrei să fac? Și după asta a fost. Și după din ziua aia, a doua zi ne-am văzut din nou. Am venit, am fost la el să filmăm clipurile alea lui cu Ghicești Vedeta, cel meu, cu care vă citeam secretele. După mi-am fost la tine să fac paste. Și pur și simplu stăteam împreună. Și abia pe 9 ianuarie cred că noi am conștientiza că suntem împreună și am zis, ok, suntem împreună și am decis că să fim împreună fix de la ziua lui Gami, așa că ziua lui Gami acum e ziua noastră. Da. Și teoretic așa am ajuns noi să fim împreună. Acum întrebarea cu cum ne-am mutat. Deci după noi, cum am început noi să fim împreună pe 5, da, și ne-am văzut alea câteva zile, în nicio săptămână a trebuit să plec la Sibiu, pentru că eu în momentul ăla stăteam în București la taică-miu. Și a trebuit să mă duc la maică-mea la Sibiu, că așa făceam, ba stăteam la taică-miu, ba stăteam la maică-mea. Și n-am stat nicio săptămână că acest om a venit să mă vadă și stătea cazat la un hotel în Sibiu și doar venea în fiecare zi la maica mea să mă ia să mergem să ne plimbăm, să mâncăm și după mă aducea seara acasă și stăteam cu toții. După ai plecat la Arad. Da, o săptămână sau două? Cred că două. Ai stat la Arad cât am mai avut eu de stat la Sibiu, că aveam termen de stat. Și cum mi s-a terminat mie termenul, s-a întors de la Arad, m-a luat și am plecat împreună la București, unde ai făcut cunoștință cu tata. Da. După am fost să-ți faci tatuajul ăsta, pe care da. Eu l-am ales. Da. Tu vă ai fluturile și eu ți le-am arătat. Uh-huh. Asta. Și după, deci era februarie, nu știu, pe 9 februarie parcă își sărba Zbâr ziua și pentru că atunci era încă COVID-ul, tatăl meu și maica mea vitregă, având pe fratele meu mic care atunci avea niciun an de zile, le era teamă să nu vin eu cu COVID în casă de la petrecere și mi-au zis, uite, după petrecere mai stai câteva zile la mădă ca, în caz că ai COVID. Și asta am făcut, doar că nu m-am mai întors acasă, că ne-am dat seama că ne place foarte mult așa și că e foarte ok. Adică nu s-a simțit ciudat să stăm împreună, nicio secundă. Nu, și în momentul în care am aflat că ne mutăm, m-am dus, am văzut chiria, am mai stat acolo până am terminat apartamentul. Vreo două săptămâni, așa, cred că da. Am terminat apartamentul, cu tot vopsit, bam, 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 făcut cum a fost făcut, că ați văzut și vlogurile. Seria aia, cu apartamentul și cam asta a fost. Da, adică ne-am mutat împreună mai cam o lună și un pic. Da. De relație, ceea ce nu recomandăm tuturor. Da, da, nu se recomandă. Dar uite că la noi merge. Chestiile astea le simți. Și de atunci până acum, cred că n-am avut o... Ba da, că n-am plecat în Germania fără tine. Da. De mi-ai plâns 3 zile. Da, a avut el... o campanie și da. Am plecat. În Germania și eu nu puteam să mă duc pentru că când aveam 18 și taică mi-a avut să-mi facă procură, mulțumesc. Și... el a trebuit să stea plecat, nu știu, două zile, două, trei zile și două nopți, ceva de genul, sau mai puțin. Da, fix așa. Și în seara care a plecat, că a avut avionul super de dimineață, mi-am amintesc că m-a lăsat că v-am plâns, uite, insert aici poză cu mine plângând. Că a fost foarte ciudat. Da, cred că aia a fost singura dată când am stat separați în anul ăsta. Și atunci când am plecat la Sibiu. Da, adică din februarie până acum n-am stat separați deloc. Deloc. Adică n-am avut o zi în care să fim separați, în care să nu dormim împreună și să ne deranjeze prezența unul altuia. Da. Adică avem o relație sănătoasă, tare, mișto, cea mai tare și așa mai departe. Asta, am făcut clipul ăsta drept mai mult pentru noi. Dacă ați ajuns până aici și sunteți gen, vă mulțumim. Dacă sunteți gen, mulțumim. Pur și simplu, nu știu, uite, acum vine și să plâng. Plângi.
Te iubesc. Și eu te iubesc. Cine vine să cred că a trecut un an? Repede. A trecut foarte repede, dar am făcut atât parcă, de multe. Parcă e de mult toată treaba. Da, e de mult, dar în același timp, gen, am aceleași sentimente ca atunci. Da. Și de-aia se simte încă... tare. Nu tare, la modul că se simte... Că de-aia nu vine să cred că a trecut atâta timp, că un an e ceva timp, știi? Da. În care puteau să schimbe o groază de chestii și s-au schimbat numai, nu știu, pe plan, uite, fizică, locuim împreună, ce ne-am obișnuit, câte chestii am făcut împreună, câte locuri am făcut, chestiile astea, dar pe, nu știu, sentimentele fix aceleași ca atunci și de-aia cumva e real că a trecut atâta timp. Da, ne vedem la anul cu alt vlog. Hai, vă pupăm! Pa! Hai, ce mă urță piciorul!